Timișoara, Timișoara, contenta Timișoara. Palmaresul e la Timișoara, Poli și-a recăpătat istoria, numele și culorile. Tribunalul pentru arbitraj sportiv de la Lozana a confirmat faptul că palmaresul este al Asociației Sportive Fotbal Club Timișoara. După 4 ani de acțiuni cu temei juridic pentru recuperarea palmaresului și tuturor drepturilor conexe ale fotbalului alb-violet, TAS a decis că acestea au fost, sunt și vor rămâne la Timișoara. Luni, 19 martie, vom cere Comitetului Executiv al FRF să pună în aplicare hotărârea TAS, a declarat Marian Iancu pentru site-ul oficial al clubului. Oficializarea se produce chiar în mijlocul negocierilor dintre autorități și actualii acționari. Alb-violeții vor putea începe returul sub denumirea oficială de Poli Timișoara.